Socialdemocrații gorjeni nu sunt deranjați de faptul că Victor Ponta a fost pus sub control judiciar. Liderii PSD Gorj spun la unison că acest lucru nu contează, iar Ponta se va regăsi pe listele partidului la alegerile parlamentare. Ciprian Florescu, vicepreședinte PSD Gorj, este dezamăgit de modul cum se face politica în România. PSD Gorj face scut în jurul lui Victor Ponta după ce acesta a fost pus sub control judiciar. Florin Cârciumaru nici nu concepe listele de la parlamentare fără Victor Ponta. Dar de ce să nu-l susținem? De ce să nu-l susținem? Pentru că dacă la ora actuală vorbim de multe investiții, acest lucru se datorează și domnului Victor Ponta. La Târgu Jiu se lucrează la ora actuală pe 14 mari obiective, mari investiții, datorită faptului că împreună am reușit să promovăm aceste investiții pe timpul guvernării Ponta. Deci Ponta a făcut mult pentru orașul nostru, pentru județul nostru și ca atare merită să fie susținut în continuare de noi. Ponta ar putea avea însă probleme din cauza codului de etică care i-ar putea interzice să candideze, însă socialdemocrații gorjeni nu se tem de acest lucru. Este în continuare candidatul nostru pentru Camera Deputaților, pentru Parlamentul României. Astăzi, de altfel, domnul Victor Ponta a anunțat că va face o contestație vis-a-vis de constituirea acestui control judiciar, se așteaptă un răspuns de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Eu sper să se rezolve această problemă, lucrurile să meargă mai departe pe făgașul pe care l-am creionat deja și domnul Victor Ponta să fie în continuare candidatul nostru pentru un post de deputat în Parlamentul României. Singura problemă e legată de cât îi se va permite sau dacă îi se va permite să candideze și noi ne dorim din suflet ca această chestiune să se întâmple, adică domnul Victor Ponta să candideze și cu siguranță să meargă în Parlamentul României pentru încă un mandat. Statutul îi va permite? Ținând cont că acum... Doamnă, în momentul ăsta putem să vorbim despre Victor Ponta ca despre un om cercetat și atât. Ponta este acuzat de complicitate la spălare de bani.